Și am plecat către Istanbul. Mă întorc aici după aproape 20 de ani. Prima oară când am ieșit eu din țară cu autocarul, am pornit către Istanbul. De data asta mi-am ales un hotel în zona Beşiktaş, ceva mai liniștită, am crezut eu. Dar de fapt, unde și când este Istanbulul liniștit? Hotelul a fost foarte ok, doar că ce contează, nu prea am stat în el, imediat am luat orașul la picior. Am impresia că Istanbulul este de fapt o imensă scenă pe care își fac loc tot felul de personaje, care mai de care încearcă să te ademenească cu diverse lucruri de vânzare. Ce ziceți? V-am făcut poftă? Am vrut să mă plimb și eu cu acest faimos tramvai istoric, dar n-am mai găsit bilete. Nu-i nimic. Pe orice străduță aș lua-o din zona Piața Taksim, nu mă plictisesc. Acest pod este faimos, mai ales printre pescari. Ei stau aici cât e ziua de lungă și își încearcă norocul. Ia să vedem ce a prins omul astăzi. A avut o zi bună, zic. Cine a fost la Istanbul și n-a mâncat faimoasa înghețată? Eu am tot amânat și am rămas fără. Vă recomand neapărat la apus o croazieră pe Bosfor. Istanbulul este un oraș întins pe două continente, Asia și Europa, iar această plimbare pe Bosfor face toți banii. Galata este una dintre zonele mele preferate din Istanbul. Vă recomand să urcați în turn, biletul nu a fost deloc scump. Iar la coborâre, luați-o pe străduțele de lângă turn și mâncați ceva bun. Foarte puțin până începe meciul, am ales Fenerbahçe Gaziantep. Pentru mine este pentru prima dată când merg pe un stadion din Turcia. Nu am fost niciodată aici să văd un meci de fotbal. Este nebunie, este un haos aici. Femei, copii, tineri, în vârstă, bărbați, nu contează, toți cântă, dansează, încearcă să-ți vândă ceva. Stadionul este aproape plin și o gălăgie de nedescris afară. Am găsit o cafea pe gustul meu în Istanbul. M-am oprit aici, în această cafenea, ca un muzeu, cu multe lucruri tradiționale. Evident, a trebuit să-mi cumpăr ceva. Nu am rezistat tentației și cred că turcii sunt cei mai pricepuți negustori. Aici am găsit multe obiecte lucrate manual, tradiționale, și mi-am cumpărat și o haină. N-am plecat cu mâna goală de acolo. Și dacă tot sunt la capitolul cumpărături, n-aveam cum să ratez marele bazar. Colorat, super aglomerat și cu diverse ispite, frumos mirositoare și mai ales gustoase, la tot pasul. De la mirodenii, la dulciuri, faimoasa baklava, la bijuterii, la haine contrafăcute, Adidas și rahat, bineînțeles. Asta mi-am cumpărat din Marele Bazar, cel cu fistic e preferatul meu, dar și cel cu trandafiri. Și mi-am mai luat niște ceai de mentă.
Ca să evitați aglomerația și cozile imense la obiectivele turistice, vă recomand să mergeți dimineața. Eu așa am făcut la Hagia Sofia sau la Moscheea Albastră, ori la Palatul Topkapi. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă ajungeam la prânz. Pe străduțele din Istanbul am avut de multe ori impresia că pășesc într-un vas. Spuneți voi, nu-i așa? Atât de colorate, din când în când o pisică mai fuge printre picioarele tale, faimosul ceai turcesc, iar turcii sunt atât de primitori. Acesta este un hotel. Spuneți voi, nu arată cam povești? Dacă tot sunt în Istanbul, am zis să-i mai dea o șansă lui Nusret, faimosul bucătar care aruncă cu sare pe carnea de vită. Eu îl vizitasem în New York și am fost dezamăgită. Ei bine, la Istanbul a fost cu totul altă poveste. Eu sunt fan carne de vită și încerc în orice oraș ajung. Chiar mi-a plăcut și dincolo de asta îți oferă o experiență. Totul este un spectacol. Chelnerii fac spectacol, bucătarii fac spectacol.
Balat este unul dintre cartierele mele preferate din Istanbul. Este un cartier foarte vechi, colorat, bineînțeles, aglomerat. Și din nou, cu mâncare bună, nu știu cum fac și ajung mereu la subiectul ăsta. Vacanța mea în Istanbul a trecut cât ai pocnit din degete. 3 zile au fost ca 3 ore. Așa că v-am pupat de aici și ne vedem la următoarea destinație. Până atunci, vă invit să vă abonați la canalul meu și să citiți mai multe pe blog.